Mai poți? Încerc să da, să mai pot. Adică, nu știu, s a întâmplat atât de multe după perioada aia în care ți-ai dorit foarte tare să fii candidat, ai aflat că nu o să mai candidezi. Cum ai aflat? Cum s-a întâmplat? Dacă poți să ne spui, dacă nu, tot o să ne spui. Luni a fost o ședință maraton a coaliției de la 9 dimineața până la 1 jumătate seara. Nu, nu acum, nu, prima dată când ai aflat că nu mai ești candidat. Acum am aflat nu că nu mai sunt candidat, candidat da, da, Credeam că întrebarea este se nu, nu, la cum am aflat că, că sunt candidat. Nu, 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 le luăm pe rând. Atunci decizia în coaliție, Discuții la care nu am participat fiind implicată. Deci, fiind unul dintre subiecte, Noi, da. nu am fost invitată, deși sunt prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, dar atunci când se discuta situația Bucureștiului, nu eram invitată și, într-un fel, mai bine că nu eram de față, pentru că, nu știu, poate se considera că influențez, într-un fel sau altul, discuția sau este prea personală. Și atunci s-au adus la masa. Dezbaterilor la care participau liderii, sondaje, cercetări care arătau că pentru a încerca să se mobilizeze ambele electorate din București, și cel social-democrat și cel liberal, ar trebui ca acel candidat ales, desemnat, să fie independent, să nu fie din niciunul dintre cele două partide, ca profil. Cine făcea sondajele Nu știu acest lucru, repet. Uh -huh. Pe acea porțiune de timp, ne fiind implicată no. direct în ședințele coaliției, nu ai participat la ședințe. Fiind și eu, unul dintre subiecte, nu am participat. Nu știu care, anume Dar case le... de sondare. Dar de așa reși atunci la nivel cel spunem, ținutări. altfel participai la ședințele coaliției? Tot timpul. În calitatea de vi... prim-vicepreședinte. Tot timpul. Bun. Și ți s-a spus Gabi nu pare rău? Uh, va trebui să desemnăm un candidat independent. Uh... Și ți-au spus conturat. cine va fi? Eu am aflat uh, pe surse. Din presă, da, atunci când am fost anunțați. Am nu, nu am fost anunțați uh, în cadrul unei ședințe în care a trebuit să și validăm uh -huh. candidatura. Și am, am validat-o cu toții. Da. Și pe urmă s-a organizat acel eveniment de prezentare oficială la, la parlament, ai la care am participat și așa mai cu domnul ce, Burduja, ce cu declarațiile făcute. Dar spunem, te rog, până atunci se vorbise despre doctorul Cărstoiu? În partid? Sau? Da. Nu. În discuții? Niciodată nu. Nu, niciodată. Nu, nu. Pentru că se vorbește acum că a fost o recomandare de la Pahonțu sau Iohannis via Pahonțu. Aveai cunoștință nu. de lucrurile astea? Nu, absolut deloc. Ceea ce știu eu că s-au mai purtat... Păi ziaristul din tine murise în perioada <laughs> aia? Nu ce? murise. Era viu, dar... Păi bun. Nu că... Aveam acces la informații și... Pe vremea noastră, da. <laughs> când eram și eu, colegă, da. cu tine, știi că trebuia să am trei surse pentru a publica o știre. Ne-a aveam trei Gabi, surse, da. ci Se doar a... zvonuri. Nu s-a vorbit niciodată despre că Nu, nu, nu. Chiar nu. Chiar, nici eu n-am auzit. Până atunci, n-am auzit. Nu. A fost adică... doar ședința în care a trebuit, a fost validat și, pe urmă, prezentarea în fața presei și, prin intermediul presei, în fața publicului. Nu a fost o astfel de analiză. Ce am aflat doar așa la nivel de e, sursă, doar că au fost anumite analize cu privire la posibilitatea candidaturii din partea colegului meu, domnul primar de la sectorul 4, Daniel Băluță, a, și de asemenea au mai fost niște discuții privitoare la tot colegul meu, domnul primar de la sectorul 3, Robert Negoiță. Dar păi alt... Nu mai sunteți rude, sunteți doar colegi acum? <laughs> Ce faceți? De nu zici, mă dezic, eu nu de Eu, de eu, de eu, eu m-am dezis, nu mă dezic păi, și nu, nu mă voi dezice de, de, zice de Robert Negoiță. S-a că atunci ai pierdut alegerile acum patru ani din cauza dânsului. Matematic vorbind, așa s-a da. întâmplat. Pentru Bine. că în sectorul 3 am avut și avem cel mai mare bazin electoral, este sectorul odată cu cei mai mulți locuitori din capitală, dar normal și cu cei mai mulți alegători pe liste. Și mm. în afară de acest lucru, acolo din analizele pe care și eu le realizam la momentul respectiv ca primar general, aveam un scor foarte bun. E adevărat, având -ai o sinergie în cu prima. Ăla? Am pierdut în acel sector. Hai, vezi? Și în sectorul A, 1. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu... Tot de la Rodeții uh, s-a tras. Cu mm. acei saci cu voturi. știu nu bine există așa ceva. Nu, -au, nu, au fost saci. Uh, au fost la sectorul... Săculeți, au la... fost Săcuți, săculeți. Să, 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 să cuți, săculeți. Bun, și a venit momentul... Și fix acele 4% da, spune te rog, diferență. Spune-mi, te rog, ai avut o discuție cu Marcel cu șeful partidului, care spună Gabi, nu vei candida sau... Ai avut o discuție cu el? Până la anunțurile oficiale, până la... Da, am avut o discuție la care a participat și domnul Paul Stănescu și de asemenea șeful campaniei electorale, domnul deputat Mihai Tudose. Și exact acest lucru mi s-a spus. Că, după toate analizele realizate, mm -hmm. profilul candidatului trebuie să fie unul independent, care să ia voturi și de pe stânga și de pe dreapta, și doar așa putem să câștigăm primăria capitalei. Asta a fost discuția concluzia și, și discuția, da. Și nu te-ai certat cu el, cu ei? Nu te-ai opus, adică nu te-ai zbătut. zbătut te-ai zbătut, până... zbătut până când a... până, până că... s-a hotărât. Mi-am da. adus a, propriile argumente, dar mm. e clar că decizia era, era luată era... și întemeiată pe acele Decizia era luată. acele Acum, informații de, și studii. întoarcerea la candidatura ta Până, după ce s-a întors sau când, da, după ce s-a întors din Emirate sau unde a fost da. premierul Ciolacu, ai fost la și undeva cu el, da? Da, la Pitești. La Pitești. La Pitești. Și zicea Argeș. și a pus ce nu cap, domnul... Marcel, că uite, Gabi, că ce greșește. Am mers să ne susținem colegii care candidață exact. la primărie dar și la consiliu. Exact, dar era candidat. Ți-a spus atunci în această delegație, Gabi, pregătește-te? Nu. nu? nu. Te-a ținut așa da. la foc Ne-am dus pe urmă luni la ședința coaliției. Aia de, ca, 16 de 16 ore. ore și acolo s-au analizat mai multe dar, posibile mai... candidaturi. Și repet, la 1 noaptea, s-a ajuns noastră. la această variantă de candidaturi separate. Dar după toate, ce te-a mai pupat cu în ultimele zile? Deci ceva... Pandele nu ce nimic, eu cel puțin emoțional. Păi eu... Eu emoțional, adică... Sunt pupături politice, cole... nu, profes, nu personale. Și -așa, că a fost coleg, de... Deci, no. am fost colegi atâția ani în uh, trust. Pe, o să-l întreb pe da, dar, nu, dar, nu, nu m-a certat uh... că a înțeles că este vorba despre nu știu, o relație mai profesională, Ca Am înțeles a și Pandrea Marin, e într-o de-asta, adică încearcă să intre în zona asta O mică gelozie din partea ta Eu, cu... păi față, de, față de de tine, colegele mele, le pup pe ciolacul. nu față de, tine, pentru că te-a pupat de sunt, vineri încoace coace. Sunt te pup, gesturi... Te pupă în continuu, uh, electoral Dacă vreți, vorbim. politicoase, colegiale... Da, da, știu, știu, știu. Păi colegiale, nu vorbeam altfel, dar ori... Or și cât, adică tot... Tot nu ești de acord. Tot, nu, 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 că nu sunt de acord, dar mă afectează emoțional vorbind. <laughs> Bun. Ai rămas același romantic incurabil. Da, nu am, păi, nu mai, nu, am mai rămas doi în toată țara. Uh, Gabi așadar așadar candidat, da? Da. Ai acceptat din prima? La modul cum s-a pus problema la acea ședință maraton de 16 ore. Ai stat și tu acolo 16 da? ore? Da, chiar mi s-a spus Doamne. că nu au știut Că sunt atât de rezistente. A, da? Dar da. De ce Bine, le-am glumit, le-am spus că pot și mai mult. Dar... Eu sunt convins că 24 de ore acolo era ține. Chiar domnul doctor mi-a spus. Mi -a zis, a, dar nu știam că doamna Fir este Cârstăiu? atât de rezistentă. Da, mi-a spus că nu știa că este. Păi, da, a fost drăguț Ce ar... s-a discutat? Spune acum că, că n spus nimic. Domnul -a, a venit mai târziu, mai spre seară. Și Eram nevinuvat. de la nouă Și, și Nu, chiar da. a fost drăguț și a spus că, Doamne, ce mi pare rău că stați la o ședință atât de lungă. Uite, și doamna fire așa. Chiar nu știam că e așa. I am mulțumit. I-am zis că am uh, antrenament din presă, pentru că înainte nu erau uh, foarte multe televiziuni de știri ca acum, și, prin urmare, nu erau uh, atât de multe persoane în redacții care să acopere întreaga zi, eventual și o noapte. Mm. Și dacă apărea un breaking news, eu Stai când te lucram te... trebuia să, stă, să stăm până la 3 până dimineața, uita, 4 dimineața, până mă uita, uita redacția în studio. Da, asta a fost așa ca o mică paranteză. Bun, ce s-a discutat, cum s-a că, că e în continuare o mare nimă. S-a discutat că tot după calcule și analize și focus grupuri, sondaje, candidatul nostru nu reușise până în acel moment să cumuleze suficiente voturi nici din partea stângă, nici din partea dreaptă, că ar fi un impas, că a fost Păi -au atacat zis în mod nedrept și că a fost o campanie furibundă nu, știți, împotriva pe 20 domnii când, sale. Când te-au te anunțat că nu vei fi candidat, nu au spus că trebuie un candidat independent care să iasă și da, de la stânga și de la lucrurile dreapta? lucrurile sunt și era în evoluție. Ah, și după două, trei săptămâni, după trei săptămâni s-a constatat că direcția nu este cea care s-a crezut că va fi, adică una bună și atunci... Trebuia luată o decizie. Asta i eu spus când l-au chemat acolo, da, când a venit da, la nu, cât da, seara. Da, dumneavoastră a fost foarte deschis. La ce oră? Seara <coughs> După la de ore. Da, După da, aproape Da, ore. Da, 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 și au spus da. să se retragă, nu? Nu, 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 nu. Discutam deschis, că a fost așa. extrem de deschis și chiar apreciez așa. și este de lăudat că a fost o persoană uh, care să dorea să construiască, nu să distrugă uh -huh. ceva. Nu a fost problema. Așa, și-au purtat păi... discuțiile. Și Acă cum a rămas? Că, cum să iese din acest impas? Păi Marcel Ciolacu, da. în stilul clasic, că și pe tine de -a, pupa, a pupat, și pe a pupat-o, adică n-a fost pupatul cel mai sănătos, ca să zic așa, l-a chemat, i-a spus, uite, nu e bine, nu ai adunat. A fost nu. o decizie a coaliției, nu doar a lui Marcel Ciolacu, de față... Erau și colegii noștri de la PNL. Da, mă, și, erau și, și, eu la... și eu, când eram șef de redacție, Era o decizie a redacției. Eu o tăram. Lasă-mă cu coaliția, eventual. Păi, mai, mi se pare mai normal era... ca ambele partide Știi să răspundă în egală măsură. Îmi place foarte și mult să în echipă. Eu să, bune, și eu pentru eu să dau ordine bune. și echipa să execute. Știm asta. Bun. Păi, și au zis. suspectați să... că domnul Marcel Ciorac este președintele PNL? Suspectăm, doamna afire. Nu, da. Are un cuvânt de spus că și Persoane mature. Bun, spune și competente. mie, tu, dialogul, suntem noi. Eu sunt Cârstoiu, da? Dialogul. Tu ești. Nu, merge nu știu Dar ce. Așa, și? Vorbeau și colegii de la PNL. Așa. De aceeași manieră. Și de la 9 la 1 ce s-a întâmplat? S-au uh, analizat mai multe posibile variante de candidați. Bun, și s-a spus lui Cătălin Cârstoiu la 9 asta. la revedere, pa? Nu i s-a spus. Dumnealui, pe bună dreptate, auzind argumentele, a spus eu nu vreau să încurc pe nimeni, eu am venit cu bună credință Așa. aici în politică, dacă proiectul în ceea ce mă privește nu are uh, susținere, să spunem, populară. Și nu are perspectivă până la urmă. Și da? atacurile care au venit din partea presei, parte dintre ele au fost crezute o probabil o treagă, de... O campanie uh, întreagă, o campanie nu așa. Întreagă, întreagă, de public mm -hmm. și deci în sondaje apare că nu există posibilitate de creștere. Sondaje? Cât aveam sondaje? Și s-a spus atunci în în față, ca să spun așa? Anterior acestei discuții ah, Am înțeles puseseră, Puse pe Bun, masă și, și cifrele el Și exista o plafonare Deci practic o imposibilitate de, de creștere crește, da. Și din potrivă putea exista chiar uh, să varianta să mai scadă afectând scorul partidelor în București Buncabii. și afectând uh, rezultatul la Consiliul General, adică numărul de consilieri care urmează să l avem e și, și e foarte important da. pentru că practic Consiliul votează proiectele supuse dezbaterii de către primarul general, oricare ar fi el și este da. are un rol major. De asemenea, afectează votul pentru lista comună PSD-PNR la alegerile europarlamentare, unde ne-am propus un scor și un număr de posturi eligibile. Acum deja lista era contaminată. Deci, eu am pus alegerile europarlamentare la un loc cu cele, cu cele locale? Vorbim despre ce avem păi acum. Păi nu, dar voi l ați spus. Istoria nu este istorie. Tu ai de ce am pus în septembrie alegerile la prezidențiale? Că eu tot încerc să aflu. Pe surse, e adevărat. Și? Ce ai aflat? Nu știu, nu trage de timp. De ce a spus alegerile în septembrie? Care e logica? E prima asta în 35 de ani când alegerile prezidențiale sunt înainte a alegerilor generale. Important este Hai... să fie. Hai că ți-am dat greu de la început. Da. <laughs> încurcat. Te-am încurcat la început. Bun, și doctorul Cristoiu. Nu, dumnealui a spus că nu vrea să încurce a, nu vrea nimeni, să nimeni, la revedere să vrea să vadă de profesie, de muncă, de activitate, de viață, nu i-a spus nimeni Bun, Gabi, ceva și nu ai avut negativ. sentimentul de la ora 9 când doctorul Căstoiu a înțeles că asta e și nu mai poate continua cursa și ați început să găsiți... Nu, discuția asta a fost mai îndelungată pe argumente pro și contra, s-a finalizat în jur de ora 12 noaptea. A, și de la 12 la 1? Pe urmă am rămas singuri. Și ați hotărât să fiți da. voi să meargă partidele separate. Au mai fost și separate. alte variante? În timpul zilei, da. Mai multe, da, mai multe A, variante. De independent? Nu, s-a mers de la început pe A, ideea că nu mai cu... trebuie, nu mai trebuie să se aleagă tot un candidat independent Am înțeles. care nu are timp să recupereze voturile și atunci trebuie... nu poate să mobilizeze electoratele celor două partide, Am decât poate în mică măsură. Și fiind o situație de urgență, de criză, mm. o lună și puțin până la alegeri, s-au vehiculat mai multe nume de oameni politici și a mai fost un argument un om politic care este acum activ sau care a fost foarte activ și acum este cumva în așteptarea altă unui altă nou proiect nu poate pe seama lui să se mai facă o campanie atât de negativă și cu lucruri noi despre oamenii politici s-a spus aproape tot da, înțeles. cei care au fost miniștri, Era unul din... parlamentari, prim-ministri care au ocupat unul diferite funcții, în sensul să fie o persoană care a activat în politică care are viața, să spunem, ca o carte deschisă despre care se știu lucruri și bune și rele, m înțeles. publicul recunoaște acea persoană și o știe cu bune, cu rele, important este că faptele să fie orice. mai multe decât cele, să spunem, negative, are suficientă notorietate, are vizibilitate și poate să convertească într-un timp scurt notorietatea în apreciere și cu, pe urmă dacă se poate și vot. Pentru că acesta este parcursul. Notorietatea da, nu ți vede. asigură și vot da. imediat, dar îți asigură premizele pentru a deveni familiar publicului și din familiaritate să te aprecieze sau Ce nu? nume au mai fost vehiculate până la 12 noaptea? Rareș au fost, Bogdan. Au fost aici era la ideea dacă se merge pe om politic în sensul și ca funcții la nivel na național. Și când s-a vorbit de Rareș Bogdan, s-a vorbit că era și de față în tandem cu Mihai Tudose. Pentru că oricum sunt campelistă de, de la PSD. Da, și, Rareș, și Bogdan Rareș Bogdan de la Deci deja se mergea pe ideea de se vorbea deja și din timpul zilei că dacă se va merge separat cu personalități politice la nivel național. Am înțeles. Da. da au mai fost alți colegi de noștri parlamentari sau foștii parlamentari și miniștri. Care au fost că, propuși. Care au fost uh, propuși.